În cadrul Conferinței Naționale a Pictorilor Bisericești a avut loc astăzi și vernisajul expoziției Breslei Pictorilor Bisericești. Ediția de anul acesta întrunește peste 70 de lucrări, un număr dublu față de cea anterioară. Lucrările expuse au fost selectate de membrii Comisiei de Pictură Bisericească a Patriarhiei Române. În sala Europa Cristiană a Palatului Patriarhiei, participanții la Conferința Națională Unitate Dogmatică și Specific Național în Pictura Bisericească au asistat la vernisajul expoziției Breslei Pictorilor Bisericești. Lectorul Ștefan Ionescu Berechet, membru al Comisiei de Pictură Bisericească a Patriarhiei Române, a spus că icoana împlinește în viața bisericii o importantă funcție misionară. Icoana împlinește în viața bisericii o importantă funcție misionară. Ea este chemată să mărturisească în registru vizual dogma fundamentală a credinței noastre. Dumnezeu s-a făcut om pentru ca omul să se îndumnezeiască. Iar această mărturie pe care icoana o oferă în mod firesc lumii de ieri și de astăzi constituie dezideratul oricărei expoziții iconografice, implicit acele organizate acum de Comisia de Pictură Bisericească. El depășește în mod evident scopul obișnuit al unei expoziții, ce vizează de regulă aducerea în atenția specialiștilor și a publicului larg a unui talent artistic, individual sau colectiv. Izvorâtă din credința profundă exprimată de Dostoevski că frumusețea va mântui lumea, prezenta expoziție se constituie într-o mărturie adusă în comuniune duhovnicească și artistică de breasla pictorilor bisericești, ce ilustrează cuvintele Mântuitorului că unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor, și totodată ne reamintește faptul că pictura bisericească este o artă eclezială eminamente sobornicească. A vorbit și monahia Anastasia Văetiș, care a explicat că, parcurgând aceste exponate, a avut sentimentul că se află pentru prima dată într-o expoziție de artă sacră care oferă imaginea completă a ceea ce înseamnă arta bisericească în România. În cadrul expoziției se regăsesc lucrări ale unor pictori și iconari români, fiind o sinteză a ultimilor 30 de ani. Mă bucur că ne aflăm aici într-o expoziție care înseamnă de fapt o sinteză a ceea ce înseamnă pictura bisericească, arta iconarilor, a freschiștilor, a mozaicarilor. E cu adevărat o sinteză a acestor aproape 30 de ani în care s-a lucrat mult pe șantierele bisericilor ridicate, s-a lucrat mult în ateliere, icoane care au împodobit aceste biserici și iată că avem acum prilejul să le vedem pe toate expuse chiar aici în Palatul Patriarhiei. De ce spun aceasta? Pentru că în acest interval au avut loc mai multe evenimente, mai multe manifestări, ateliere deschise, inițiative particulare și multe dintre aceste icoane am putut să le vedem în aceste expoziții sau în aceste workshop-uri și ateliere. Și de data aceasta reușim să vedem adunate toate și puse împreună. Și aceasta dă expresia tendinței, pe de o parte e o sinteză și pe de altă parte dă expresia tendințelor și a direcțiilor în care iconarii și creatorii de artă sacră au configurat peisajul artistic contemporan. E un parcurs foarte larg care pleacă de la copie, de la reproducerea fidelă a unor imagini ale artei bizantine, trece prin interpretarea într-o manieră mai mult sau mai puțin personală, interpretare la nivel de cromatică, de factură, de tușă a unor teme consacrate în arta bizantină, ajunge până la crearea unor teme iconografice cu totul și cu totul noi, mai ales în ceea ce privește iconografia Sfinților Români, o temă care a fost în ultimii ani atât de provocatoare, pentru că, de fapt, iconarul era pus în situația de a crea o pictură nouă, de a reprezenta noi imagini și a făcut-o creând, de fapt, o nouă iconografie. Mă întorc spunând că expoziția de aici, din Sala Europa Cristiană, reunește într-un mod exemplar toate aceste tendințe și încearcă să ofere, de fapt, o imagine la acest moment arta pictura bisericească. Expoziția Breslei Pictorilor Bisericești poate fi vizitată până în data de 12 iunie. Evenimentul a fost organizat de sectorul Cultură și Patrimoniu Religios și de Comisia de Pictură Bisericească ale Patriarhiei Române în parteneriat cu Secretariatul de Stat pentru Culte.